Cele 20 de autobuze hibrid nou-nouți au intrat începând de astăzi pe traseele din municipiul Hunedoara. Administrația locală și societatea de transport local au finalizat procedurile necesare punerii în circulație autobuzelor achiziționate cu ajutorul fondurilor europene, prin intermediul unui proiect al municipalității. Primul care a testat noile autobuze a fost chiar primarul urbei, Dan Bobouțanu, care a călătorit astăzi alături de hunedoreni pe câteva dintre traseele din oraș. Așa cum am promis, începând de astăzi, am introdus în circulație cele 20 de autobuze Solaris, achiziționate în urma unui proiect al primăriei municipiului Hunedoara pe fonduri europene. Spuneam de foarte mulți ani că ne dorim un transport civilizat, ne dorim să lăsăm mașinile acasă cât mai mult posibil ca să circulăm cu mijloacele de transport în comun, dar pentru acest lucru erau necesare autobuze noi. Era necesar să înlocuim flota de autobuze, second hand, de ani de zile le aveam tot felul de probleme cu ele, costuri ridicate de mentenanță. Iată că proiectul nostru a fost îndeplinit, este o promisiune îndeplinită a echipei din primăria Hunedoara, echipei de la fonduri europene, echipei de la achiziții, de la direcția economică, și pornim într-o mică călătorie cu unul dintre autobuze. Potrivit administrației locale, odată cu punerea noilor autobuze în circulație, în cazul principalelor linii de transport local, se mărește atât numărul curselor efectuate în intervalele orare de vârf, cât și programul de funcționare al acestora în zilele de sâmbătă și duminică. Urmează să fie implementate sistemele de cumpărare electronică a biletelor, de management al flotei și să mai fie achiziționate încă 4 autobuze. De data aceasta, electrice și de dimensiuni ceva mai mici.